Continuăm cu testul următor, testul de antrenament 9 și citim problema. Înainte să mergem, copii, atenție, vreau să știu legat de tema pe care ați avut-o. Eu am în program ca săptămâna viitoare, pe lângă un test din acesta de antrenament, într-o ședință, în prima parte a întâlnirii noastre sau în partea a doua, o să facem un astfel de test și în partea a doua voi mai selecta din culegerea aceasta pe care v-am dat, din care v-am dat de lucru, câteva exerciții. După cum ați observat în aceste teste de antrenament, avem și avem expresii fără numitori și vreau să facem de acolo și câteva expresii cu numitori. Să vedem și la geometrie și alte probleme și câteva probleme cu corpuri rotunde să mai facem, pentru că în testele pe care le-am pus aici, din nou, avem mai puține probleme cu corpuri rotunde și vreau să mai trecem încă o dată prin ele. Așa că vă rog foarte mult să-mi spuneți dacă din ce ați avut de lucru aveți ceva nelămuriri, ați avut ceva probleme care v-au pus în dificultate și săptămâna viitoare să le discutăm. Ați avut ceva probleme pentru din acestea de din temă? Nu. Nu. Nu din temă, din alte culegeri. Din alte culegeri, sigur. Și din alte culegeri veniți cu alte probleme, da? Și cu întrebări și vom discuta pe ele, da? Așa. Bun, deci data viitoare vom consacra o întâlnire de o oră și jumătate pe astfel de probleme pe care voi le-ați întâlnit și care și din culegerea noastră propun și eu și îmi propuneți și voi alte probleme. Da? Acum ne continuăm testul de antrenament. Citim prima problemă. Da, foarte bine. Readucem aminte și aș vrea să și trecem un pic în revistă lista numerelor prime până la 30. Cine ni le aduce aminte, copii? Pot să încerc eu? Te rog. 2. Da. 10. Nu, nu. Atenție, după 2, cine este următorul număr prim? A 3. 3. 5. 7. Da. 10. 10 nu este număr prim. De ce nu este 10 număr prim? Că e 2 ori 5. Are ca divizor și pe 2 și pe 5 alții decât unul și el însuși. Am spus că un număr prim are doar divizori improprii. Da? 11. 13. Da. 17. Da. 19. Da. 23. Da. 20 nu mai țin minte. Hai, să ne gândim. Să ne gândim. Cine urmează? Cine ne ajută? 29. Ce observăm noi, copii, că și așa mai departe, lista numerelor prime este continuă la infinit. Da? 27, la 3, la 9. A, da. Deci nu este număr prim, da? Așa, dintre toate numerele prime, singurul care este par este 2. Toate celelalte numere prime sunt impari. De ce nu mai avem numere prime pare? Pentru că orice număr par este divizibil cu 2. Atunci nu mai este prim. Bun. Le reținem pentru că puteți avea o problemă legată de probabilitatea unui eveniment legat de numere prime, așa că trebuie să le știu și în descompuneri poate am nevoie de aceste numere prime. Mai încă un lucru, vă rog să nu facem confuzie între numere prime și numere prime între ele, despre care am spus că sunt acelea care au cel mai mare divizor comun 1. Da. Problema numărul 2. Citim problema. Te rog. Întâlnirea de mai jos, da? Prezentă numărul manualelor de matematică pentru gimnaziu pe an de studiu din biblioteca școlii. Așa. Matematică, clasa 5, 280.
mate clasa 6 a 200, mate clasa 7 a 250 și mate clasa 8 a 270. Așa. Timpul manualului care reprezintă un astfel din totalul manualelor de matematică pentru gimnaziu din biblioteca școlii este. Așa. Ce va trebui să facem noi mai întâi? Să patunăm toate... Să aflăm totalul. Să aflăm totalul manualelor de matematică. Da. Da. Ia să vedem noi cât este totalul... 480 plus așa. 200 plus 200... 50, da? Plus 270. Așa, deci totalul este... Și adunăm începând de la unități. 0. Așa. 0. Da. 5 și cu 7, 13 și cu, și cu 8, 20 și, adică 2 minute. Da. 4, 6, 800. Deci ai 1, 2, 2 ori 4, 8 și cu 2 din minte, 10. Da, 10. Adică avem în total 1000. Știu că ca să avem un sfert, da. Este un număr supra 4. Așa. Ceea ce rezultă că este 250. Foarte bine. Și numărul 250 este la clasa 7-a, adică ce? Foarte bine. Acesta este. Bravo! Corect! Mergem mai departe cu următoarea problemă. Citim. Haideți, copii! Tot eu, doamna! Te rog! Ai căpătat curaj! Bravo! Așa! După scumpire, cu 20% prețul unui produs a crescut cu 12 lei. Prețul inițial al produsului este... Așa! Cred că scriem proporția 20 pe 100 din 12, nu? Nu din 12. Atenție! 20% se calculează din prețul inițial. Da? Ce reprezintă 20% dacă noi calculăm din prețul inițial 20%? Ce aflăm de fapt? Aflăm numărul care a fost crescut. Cu cât a crescut prețul? Și noi știm cu cât a crescut prețul, adică? Adică 12 lei. Și atunci, pentru că noi nu cunoaștem prețul inițial, îl voi putea nota cu o literă, da? Așa că dacă X este prețul inițial, l-am scris prescurtat, cum o să scriem noi cine o să fie această creștere de preț? Putem facem, nu mai știu. Hai să vedem, cine ne ajută? 20% ori x este egal cu 20. Da, atenție! 20% din prețul inițial reprezintă scumpirea, cu cât s-a mărit prețul, adică acești 12 lei. 20% din x este 12. Rezultă. Ia să vedem noi cum rezolvăm această ecuație. Putem să și simplificăm pe 20 cu 100 printr-un 20 și vom avea 1 pe 5x care se poate scrie x pe 5 egal cu 12. Da? Și x egal cu 12 ori 5 care e 60. X egal cu 60 de lei. Da. Prin urmare, prețul inițial a fost de 60 de lei. 60 de lei. Bun, perfect. Mergem mai departe. La problema 4. Hop. Așa, la problema 4. Citim. Dintre numerele 1 supra 2 la puterea 4, 1
supra 2 la puterea 7, 1 supra 2 la puterea 3 și 1 supra 2 la puterea 8, cel mai mare este 1 supra 2 la puterea 3. 1 supra 2 la puterea a 3. Mai explică-ne și de ce. Într-adevăr, adică de este... Pentru că noi trebuie să luăm pe cel care are numitorul cel mai mic. Așa. Și? 2 la a 3 e cel mai mic dintre toate. Da, pentru că avem aceeași bază și exponentul este cel mai mic. 2 la a 3 este cea mai mică putere. Și pentru că fracția cu numitorul cel mai mic... cel mai mic. Sigur, toate fracțiile au același numărător și o luăm pe cea care are numitorul cel mai mic. Bravo, corect. Mergem mai departe. Problema 5. Citim problema. Haideți, vă rog. Patru elevi, Cătălin, Nicolae, Anastasia și Ana, au calculat suma numerelor A și B. Știm că A pătrat minus B pătrat egal 12 și A minus B egal 4. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos. Așa. Pentru a afla, mai întâi scriem că A pătrat minus B pătrat este de fapt formula A plus B pe lângă A minus B. Foarte bine. Și acum înlocuim. 12 este egal cu A plus B ori 4. Fiindcă A minus B este 4 din datele problemei. Foarte bine. Și A plus B, suma pe care trebuie să o aflăm este 12 împărțit la 4, adică 3. Și răspunsul e D. Este de Ana, a calculat corect, foarte bine, da, rețineți că putem avea formule de genul acesta, da, atenție, mai putem avea exerciții în care din nou avem formule, vă readuc aminte, nu este, n-are legătură cu această formulă, dar vă dau un nou exercițiu, dacă A plus 1 supra A este 3, mi se cere să se calculeze A la a doua plus 1 supra A la a doua. Cine ne reamintește cum procedăm noi la o astfel de, un astfel de exercițiu? Facem A plus 1 pe A, totul la a doua. Așa. Egalitatea primită în enunțul problemei o ridicăm la pătrat. În momentul în care se ridică o egalitate la pătrat, membrul stâng îl pun într-o paranteză la pătrat și membrul drept la pătrat. Aici nu e fiecare la pătrat. Bun. Și ce avem noi aici, copii? A la pătrat plus 1 supra A la pătrat plus 2, că este A ori 1 pe A. Hai să scriem ca să fie în ordinea cunoscută de noi. Primul la pătrat plus 2 ori primul ori al doilea, adică 2 ori A ori 1 pe A, plus 1 supra A la a doua este 9. Aici, bineînțeles că se simplifică A cu A și vom avea că A la a doua plus 1 supra A la a doua este 9 minus 2, adică 7. Dar cine dorește să răspundă, copii, poate să răspundă direct, fără să ridice mâna, poate să vorbească și aștept pe toți copiii să-mi răspundă. Bun, deci răspunsul corect aici este 7. Rețineți, vă rog, și genul acesta de problemă în care tot pornind de la o egalitate cunoscută, vreau să aflu o relație. Poate fi și e întâlnit genul acesta de exercițiu la partea întâia. Da, mergem mai departe. Citim problema. Suma numărelor întregi din intervalul minus 2, 3 este egal cu numerele întregi, adică cele pozitive, nu? Nu. Numerele întregi asta pot fi și pozitive și negative. Înseamnă toate. Dacă mi s-ar, te oprești un pic, o secundă. Numerele întregi pot fi și pozitive și negative. Dacă mi s-ar fi spus suma numerelor naturale, le luam doar de la 0 în sus, către cele pozitive. Da. Deci, cine intră la numerele întregi aici? Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3. Le-am și făcut suma. Suma înseamnă adunarea lor. Direct. De ce? Explică-ne. Păi, minus
minus 2 plus 2 și minus 1 cu 1 seamănă. Și mi-au rămas doar suma 3. Într-adevăr, răspunsul corect este B. Da, foarte bine. Am ajuns la partea a doua, prima problemă. Citim problema. Haideți, copii. În figura alăturată, punctele A, B, C și D în această ordine sunt coliniare. Dacă punctul B este mijlocul segmentului AC, punctul C este mijlocul segmentului AD și BC egal 3 cm, atunci lungimea segmentului AD este BC egal 3 cm, atunci și AB este 3 cm, deoarece B e mijlocul lui AC și atunci AC e 6 cm și CD egal 6 cm fiind C mijloc și AD e 2 ori 6, 12. B1. Bun, perfect. Mergem mai departe. Problema numărul 2. Citim problema. Combinăm radiogurile A, B, B, C și C, O, A, să ne ajungem în punct O. Măsura angului A, B este de 120 de grade, B, O, C este de 130 de grade și mă întreabă măsura unghiului A, O, C. Păi este 250 de grade, 60 de grade, minus 250 de grade, care este 110 grade. Știm că suma tuturor unghiurilor în jurul acestui punct O este într-adevăr de 360 de grade, suma acestora este 250 de grade, așadar prin diferență obținem că are 110 grade. Sigur că da, răspunsul corect este D. Problema numărul 3. Citim. Se consideră triunghiul dreptunghi ABC, punctul M este mijlocul ipotenuzei BC, AB egal 4 cm și măsura unghiului ACB este de 30 de grade. Lungimea segmentului AM este, triunghiul fiind dreptunghic și unghiul C de 30 de grade, rezultă că AB, adică una dintre catete, cateta opusă unghiului de 30, jumătate din ipotenuză, adică BC este 8 cm. Da. M, mijloc BC, adică mijlocul ipotenuzei și atunci AM este mediana corespunzătoare ipotenuzei și e jumătate, adică 4 cm. Foarte bine, foarte bine. Răspunsul corect este B. Ne-am tot folosit de această proprietate, da? N-avem la partea a doua, fie cu centrul de greutate, vădă, fie cu triunghi, cu proprietățile triunghiurilor sau ale patru laterelor studiate, probleme simple. Da, mai departe. Problema numărul 4. Citim problema. Haideți, copii. Toată lumea trebuie să participe. Da, așa. Da. BCD. Așa. Punctul O este punctul de intersecție a dreptelor AC și BD. Da. Iar AO plus DO egal cu 8 cm. Așa. Suma lungimilor segmentelor AC și BD este egală cu. Bun. Deci vedem că AC și BD sunt diagonalele, da, paralelam. Da. Și dacă știm că AO plus DO este 8, acestea ar fi jumătățile diagonalelor. Așa. Deci suma diagonalelor ar fi AO plus DO, totul înmulțit cu 2. Adică răspunsul corect este 18 cm de. Bun, atenție, ca să înțeleagă toată lumea, noi știm așa, că dacă este paralelogram și diagonalele sale se intersectează în punctul O, AO egal cu OC, iar DO egal cu OB. Iar asta înseamnă că suma AC plus BD o pot scrie în loc de AC, eu pot să pun 2 ori AO, plus în loc de BD pot să pun 2 ori DO, care într-adevăr este 2 pe lângă AO plus DO, adică 2 ori 8, 16 cm. Da, gata, problemă. Nu trebuia neapărat să știu cât are fiecare separat dintre acele diagonale. Problema numărul 5. Aștept. Haideți, copii.
Citim problema. În figura alăturată, AB este diametrul în cercul de centru O, AB egal 8 cm. Lungimea cercului este egală cu AB diametrul și este 8 cm, rezultă raza este 4 cm, iar lungimea cercului are formula 2πr, adică 2 ori 4π, adică 8π cm. Da. Punctul C. Foarte bine. Mergem mai departe. Problema 6, de la partea a doua. Citim și rezolvăm. Pot tot eu? Te rog, dacă altcineva nu se oferă, am spus că putem să lucrăm oricine dorește. Te ascult. În figura alăturată este reprezentat cubul ABC de A'B'C'D'. Măsura unghiului dintre dreptele BC' și DD' este D. DD' este paralel cu CC', fiindcă DCC'D' este pătrat și atunci putem calcula unghiul dintre BC' și CC', adică unghiul BC'C. Așa. Fiind un pătrat, acolo BCC'B', unghiul format de o diagonală cu o latură este de 45 de grade. Bun, răspunsul corect este B-ul. Da. Bun, o să și scriem. Atenție, deoarece A, B, C, D, A'B'C'D' este cub, rezultă că fața aceea din spate, de fapt toate fețele sunt pătrate, putem să și scriem fețele sunt pătrate. Ca să mă pot folosi mai departe și de fața B, B'C'C. Deci, deoarece D, D'C'C este pătrat, rezultă că D de prim este paralelă cu CC prim. Și în momentul în care, mă, eu văd aici, am spus că în momentul în care vreau să găsesc unghiul dintre două drepte, trebuie să stabilesc ce poziție au acele două drepte. Ele pot fi paralele, pot fi concurente sau pot fi necoplanare. Dacă ele sunt paralele, câte grade are unghiul dintre cele două drepte, copii? 0 grade. Dacă sunt concurente, cum trebuie să fie întotdeauna unghiul dintre două drepte în spațiu? Ascuțit. Sau maxim de 90 de grade, că pot fi dreptele perpendiculare. Și dacă sunt necoplanare, știm că una dintre drepte se înlocuiește cu o paralelă la ea care o intersectează pe cea de-a doua dreaptă. Așadar, unghiul dintre BC' și DD' este unghiul dintre și o lăsăm pe BC' pe loc, iar pe DD' o înlocuim cu paralela CC', care observăm că este concurentă cu BC' și va fi unghiul BC'C. Așa. E, în condițiile acestea în care eu am unghiul, mă uit în pătratul BC'C este pătrat și BC' este diagonală, rezultă că unghiul BC'C are 45 de grade, da? Întotdeauna într-un pătrat, unghiul format de o latură cu o diagonală, diagonala aceea fiind și bisectoare, are 45 de grade. 90 de grade de împărțit la 2. Bun. Am ajuns la partea a treia. Și citim prima problemă. Haideți, copii! Împărțind pe rând numărul natural n la 12 și la 18, se obțin resturile 7, respectiv 13. La A, numărul natural n poate fi egal cu 103, justifică răspunsul dat. Da. La A, doar împărțim pe 103, atât la 12 întâi, cât și la 18. Deci, aici avem dacă, 3, dacă n 7 sau 13. Ar putea fi 103. N împărțit la 12 egal 103 împărțit la 12, adică
Voi îmi spuneți cât ne dă aici, cât este câtul și cât 8. Este restul. 8 rest 7. 8 rest 7. Foarte bine. Și N împărțit la 18 înseamnă 103 împărțit la 18, la care avem 7 rest 12. 7 rest 12. Prin urmare, avem restul acesta este diferit de... Nu, l-am calculat eu greșit. Ia să auzim. Aha, atenție. Vă rog să vă faceți și voi. N-am făcut împărțirea. Ia să vedem. Facem împărțirea în scris. 103 împărțit la 18. Așteptam din partea voastră un rezultat corect. Atenție. 103 împărțit la 18. Aștept. Este 5 rest 13, deci dă restul 13. Așa, ia să vedem. 90, da, 5 rest 13. Așa că poate fi numărul nostru 103? Da. Pentru că obținem resturile corect, da, din amândouă, rezultă din aici că N poate fi 103. Pentru punctul B, să găsim cel mai mic număr natural cu această proprietate și să arătăm că el este 31. Da? O să scriem N împărțit la 12 este egal cu C1, adică câtul 1, da. Rest 7. Da. Și N împărțit la 18 egal cu C2, rest 13. Bun. Aplicăm ce anume la aceste două împărțiri? Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Rezultă de la prima. Ce avem aici? N egal... N este 12 ori C1 plus 7. Da. Și la a doua, N este 18 ori C2 plus 13. Foarte bine. Ia să la fiecare egalitate în parte adunăm 5. Așa. Bravo! De ce cu 5? Deoarece dacă adunăm 5 la fiecare, vom putea să dăm factor comun. Dacă adunăm 5 la prima, o să fie 12 C1 plus 12 și la a doua 18 C2 plus 18. Bravo! Foarte bine! Atenție, copii! Avem două tipuri de probleme în momentul în care necunoscuta este la D împărțit ca și aici. Putem avea același rest și dacă avem același rest, îl vom trece cu operație inversă în membru stâng. Pe mine mă interesează ca aici, în membrul drept, să nu mai am doi termeni, să am un singur termen, un produs de doi factori, de unde pot trage concluzia că am o relație de divizibilitate. Având resturile acestea, nu am relație de divizibilitate. Dar aici observ că resturile nu sunt egale. Dar, de fiecare dată dacă mă uit la împărțitor, și la rest, observ că diferența dintre împărțitor și rest este aceeași. Și în cazul nostru este 5. Așa că fiecare egalitate o voi aduna cu 5. Rezultă, ce devine prima egalitate? N plus 5 egal 12 C1 plus 12. Da. Și a doua, N plus 5 egal 18 C2 plus 8. Da, plus 18. Chiar dacă în continuare mai am resturi, observ că la fiecare eu pot să dau aici un factor comun. N plus 5 va fi egal cu 12 pe lângă C1 plus 1. Iar aici, N plus 5 este 18 pe lângă C2 plus 1. Ce înseamnă? Ce concluzie trag eu din aceste două egalități? Ce este N plus 5 pentru numele 12? E un multiplu comun. Deci de aici rezultă că N plus 5 divizibil cu 12 și N plus 5 este divizibil și cu 18. Înseamnă că este un multiplu comun. Și noi vrem să-l calculăm pe cel mai mic. Deci, rezultă că N plus 5 este chiar cel mai mic multiplu comun pe care noi știm că îl notăm
între paranteze pătrate al numerelor 12 și 18, pe care vreau să vedem cum îl calculăm. Ne aducem aminte care este regula de calcul pentru, am să șterg până, regula de calcul pentru cel mai mic multiplu comun a două sau mai multe numere. Cum se calculează? Mai întâi se descompun numerele în factori primi, da, și pentru cel mai mic multiplu comun se înmulțesc factorii comuni și necomuni la puterea cea mai mare. Bun. 12 se divide prin 2, 6 prin 2, 3 prin 3, 1. 18 se divide prin 2, 9 prin 3, 3 prin 3, 1. Deci, voi scrie aici 12 este 2 la a doua, nu le grupăm că nu scoatem, nu avem radicali, știu că aveți în obișnuință cu extragerea radicalilor, 2 la a doua ori 3. 18 este 2 ori 3, putem să le punem și acestora, exponentul 1 ori 3 la a doua, celor care apar o singură dată în descompuneri. Așa că cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 și 18 este, așa cum a spus colega voastră, luăm factorii comuni și necomuni o singură dată cu exponentul cel mai mare existent în descompuneri și îi înmulțim. 2 la a doua ori 3 la a doua, care o să fie 4 ori 9, 36. Întorcându-mă aici, voi înlocui cel mai mic multiplu comun și atunci n plus 5 este 36. Rezultă că n este 36 minus 5, adică 31. Și am arătat că cel mai mic număr natural cu această proprietate este 31. Da. Repet. Doamna? Da. La redactare poți spune că n plus 5 aparține multiplilor lui 12 intersectat cu multiplii lui 18? Poți să spui, poți să spui, da, sigur că da. Dar dacă mi s-a cerut cel mai mic, este chiar cel mai mic multiplu comun al lor. Poți să scrii direct așa. Nu e greșit ce mi-ai spus tu acolo, e foarte bine. Da, rețineți acest lucru. În momentul în care avem resturile egale, le putem trece în membru stâng. Trebuie ca numărul pe care l-am eu aici, cum am avut aici n plus 5 la de împărțit, să fie același număr la toate egalitățile pe care eu le am acolo. Având același rest trecut în stânga, obține același număr la de împărțit, iar dacă resturile sunt diferite, verific diferența dintre împărțitor și rest și adunăm egalitățile cu acea diferență. Astea sunt cele două situații cu care vă veți întâlni. Doamna, și mai am o întrebare. Da. După ce am scris, cum am zis, cu multipli cu intersectare, am scris sub n plus 5 cel mai mic. Trebuia să scriu doar n, cel mai mic număr, sau scriu n plus 5. După aceea, la final, îl găsești tu pe n scăzând cu 5, da? Nu, tu găsești n plus 5 este un multiplu comun al numerelor tale. Așa. Mergem mai departe. La exercițiul al doilea. Citim. Se consideră expresia e de x egal cu 3x plus 4 la a doua minus 2x plus 1 la a doua. Așa, da. X este numărul real. Da. Arată că e de 1 plus e de minus 1 egal cu 40. Așa. Prima oară trebuie să înlocuim x-ul cu 1. Da. Și va veni e de 1 egal cu 3 ori 1 plus 4 la a doua, totul la a doua, așa, minus 2 ori 1 plus 1 la a doua. Ne va da că e de 1 e egal cu 3 plus 4, adică 7 la a doua, care e 4 din 9. Deocamdată scriem așa, 7 la a doua minus... Minus 2 plus 1, 3 la a doua. Da. Care e egal cu? 49 minus 9, care e 40. Bun.
E de și minus 1. Acum facem E de minus 1, da. Minus 3 sau 3 ori minus 1 plus 4 totul la a doua minus în paranteză 2 ori minus 1 plus 1 la a doua ne dă minus 3 plus 4 care e 1 la a doua, adică 1 minus 2 ori minus 1 face minus 2 plus 1 care e 1, deci 1 la a doua. Minus 1 la a doua, care va fi egal și cu 1 la a doua înseamnă 1, îl putem și calcula, minus 1, adică 0. Și atunci? Și acum putem să scriem că E de 1 plus E de minus 1 egal cu 40 plus 0, adică 40. Foarte bine. Da, acesta a fost punctul A și mergem mai departe la punctul B. Ia să auzim. Una sume de unul e A, sume e B. Așa. De la A. Da, foarte bună ideea. Să descompunem. Dacă ne apucăm să calculăm binoamele și să facem calcule între termenii asemenea, e posibil ca la final să mai am nevoie să mai descompun încă o dată. Și o să-mi iasă o expresie unde nu avem coeficientul x pătrat 1. Și nu o să-mi iasă cu suma și produsul. Aș putea să fac descompunerea doar cu delta. Așa că cel mai bine este să observ că, având aici doi termeni, am mai avut noi așa ceva, acesta-i A și acesta-i B, și să descompunem cu formula diferența de pătrate. E de X egal. Ia să vedem. Cine ne ajută? E plus 4. Plus 2 x plus 1. Da. O paranteză. 3 x plus 4 minus 2 x minus 1. Așa, bravo. Atenție și la semne. Va fi egal cu, calculăm în fiecare paranteză termenii asemenea. 5 x plus 5. O paranteză. X plus 3. X plus 3. Și este un număr de scrieți în paranteză x plus 1. Scoatem factor comun pe 5, pe lângă x plus 1, pe lângă x plus 3. Și este un număr de 5. Pentru că este divizibil cu 5, rezultă că e de n aparține multiplilor lui 5, ca să se vadă că este multiplu de 5. Oricare ar fi, cunoaștem semnul oricare ar fi? Da. Bun. Da. N aparține numerelor naturale. Da. Și cu aceasta ne-am încheiat și punctul B. Așa. Mergem mai departe. Exercițiul al treilea. Haideți, copii. Se consideră numerele reale x egal cu 8 supra radical din 18 plus 6 supra radical din 2, totul ori radical din 2 supra 13. Așa. Și y egal cu 5 supra radical din 147 minus 1 supra radical din 3, totul împărțit la radical din 3 supra 14. Prima oară trebuie să arătăm că x egal cu 2 supra 3. Bun. Putem să descurcăm. Punem radical din 18 în 3 radical din 2. Da. Păi trebuie să fii foarte sigur. 18, 2, așa. Da, 3 radical din 2. 4 radical din 2? 3. 3 radical din 2, da? Așa mi-ai spus? Da. Bun. 18 supra 3 radical din 2. Plus 6 supra radical din 2. Plus 6 supra radical din 2, înmulțit cu radical din 2, supra 13. Acum putem să scriem x egal cu... De fapt... Pot să merg și în continuare cu calculul, din aproape în aproape. Ce să facem acum? Trebuie să aducem la același numitor comun. Așa,
Da. Hai. Raționalizăm. Da, putem să și raționalizăm. Putem să și aducem la același numitor fără să raționalizez, da? Am zis spus la necalin 6, că aia necalin 2, 6 supra necalin 2. Da, 6 supra, da, 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 6 supra radical din 2, bravo. Așa, deci bun. Simplificăm cu 3 la a doua. Putem amplifica pe cea de-a doua fracție cu? 3. 3, amplificăm cu 3. Și vom avea. De fapt, am să pot să pun totul sub o linie de fracție aici și să nu mai pun paranteza? Da. 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 Ia să auzim. Și va fi 8 plus 18 supra 3 radical din 2. Da. Înmulțit cu? Radical din 2 supra 13. Da. Și va fi 26 supra 3 radical din 2 ori radical din 2 supra 13. Simplificăm 26 cu 13 prin 13, rămâne 2 și 1. Și 3 radical din 2 cu radical din 2 cu radical din 2. Da. Și ne va fi 2 supra 3. 2 ori 1, 2 supra 3 ori 1, 3. Și ne-a ieșit exact ce trebuia să arătăm la A. Bun, pentru B am nevoie să-l calculez și pe Y. Da? Y egal cu. Ia să auzim. Cu cine este egal Y? Cine ne ajută? Haideți, copii. O să încerc eu. Te rog. Normal s-ar rescrie, dar putem face direct. Așa. O să fie 5 supra radical din 147 este 7 radical din 3. 7 radical din 3, așa. Minus 1 supra radical din 3. Înmulțit cu 14 supra radical din 3. Bun. Egal. Și acum fie amplificăm cu 7 a doua fracție, fie facem 14 supra radical din 3, ori fiecare... Așa, adică folosim distributivitatea, da? Hai să folosim distributivitatea ca să fie o altă metodă de rezolvare. Cum o să scriem? 14 supra radical din 3, ori 5 supra 7 radical din 3. La primul e 14 supra radical din 3. Da, e... da. Așa, minus 14 supra radical din 3 ori 1 supra radical din 3. Bun. La primul produs, da, simplificăm 7 cu 14 și da, rămâne sus 2 jos 1. Bun. Și acum o să avem 10 supra radical din 3 ori radical din 3 este 3. Da. Minus 14 supra 3. Da. Adică minus 4 supra 3. Bun. Deci Y-ul mi-a dat minus 4 supra 3, iar X-ul mi-a dat 2 supra 3. Da? Și acum, haideți să vedem, pentru finalizarea punctului B. Pot să tac eu, doamna? Te rog, B? Sigur că da. Bun, deci spune că e egal cu... Așa, cu modul de Y minus X, păi Y-ul avem minus 4 supra 3, o să scriem așa și după le comparăm, minus 4 pe 3, nu, minus 4, minus 2 pe 3. Da, te ascult. Ok, și acum o să le comparăm. Dar nu e nevoie să le comparăm. Când le comparam noi, copii? Oh, când era cu radical, da, și nu știam exact, da. Aici, când nu se putea face calculul, aici se poate face calculul. Efectuăm? Doamne, facem descăderea minus 6 pe 3 și 102. Nu pierdem modulul. Minus 4 minus 2 înseamnă minus 6 pe 3, care înseamnă modul de minus 2,
Care este egal? Este 2. Care, nu uităm să scriem că aparține numelor naturale. Da? Foarte, foarte important. Da. Bun. Mergem mai departe. Prima problemă de geometrie, de la partea a treia. Citim problema și să vedem cum o rezolvăm. Haideți, copii! În figura alăturată este reprezentat un triunghi ABC. Punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC. MP paralel BC, G aparține MP, M aparține AB și P aparține AC. La A arată că AM supra AB egal cu 2 pe 3. Așa. Putem să unim AG, să facem AG intersectat cu BC, să notăm punctul cu D. Bun. Așa că scriem ce am construit. Fie AG intersectat BC egal D. Da. Și acum putem spune că MG paralel BD. Așa. Fiindcă D aparține MP și D aparține BC, iar MP și BC sunt paralele. Da. Și rezultă din teorema fundamentală a asemănării că AM supra AB egal cu AG supra AD egal cu MG supra BD. Dar G este centrul de greutate, AD este o mediană. Putem spune că este mediană, dar nu cred că o să conteze neapărat, fiindcă G aparține acelei drepte deja. Și atunci AG pe AD egal cu 2 pe 3. Da. Egal cu AM supra AB. Da. Puteam să folosim nu neapărat teorema fundamentală a asemănării, ci doar teorema lui? Teorema lui Thales. Teorema lui Thales, sigur că da. Bun. Este important să spunem totuși că este, dacă e centru de greutate, înseamnă că el se află pe o mediană. Și AD este o mediană, pentru că aparține lui AD, AD va fi mediană. Și în partea această mediană, în raportul 2 pe 3. E bine să scriem. Deci, G egal centru de greutate și G aparține lui AD, rezultă că AG, pot să scriu direct, că este pe această mediană, dacă e centrul de greutate, pot să spun G egal, nu G, AD este mediană și că AG supra AD este 2 pe 3. Bun, acum, pentru că MP este paralelă cu BC și G aparține lui MP, rezultă că MG este paralelă cu, hai să scriem și că D aparține lui BC, așa, că MG este paralelă cu BD, rezultă conform teoremei lui Thales că AM supra AB este egal cu AG supra AD și este 2 pe 3. Și am arătat că raportul AM supra AB este 2 pe 3. Da, am încheiat astfel punctul A. Pentru punctul B, hai să vedem cum ne gândim. E pe paralel cu BC, pune să mă strâng în AMP și ABC. Știm că AM supra AB este 2 supra 3, înseamnă că și AP supra AC este 2 supra 3. Știm că pe AC pune să mă pe AP. Da. Supra AD din diferență să mă pe BC. Sigur, problemă cât se poate de simplă. Deci dacă MP este paralelă cu BC, așa, rezultă conform din nou teorema lui Thales că AM supra AB este egal cu AP supra AC, rezultă că 2 supra 3 este egal cu AP, pe care nu-l cunoaștem, supra AC, care este 12. De aici rezultă că
AP, cu cine va fi egal copil de aici AP? Centimetri. 2 ori 12 supra 3, adică simplificăm pe 12 cu 3, 2 ori 4, 8 centimetri. Și dacă îl știu pe AP, prin diferență PC este AC minus AP, adică 12 minus 8, 4 centimetri. Și am găsit lungimea segmentului PC. Așa. Să știți că nici la evaluare, copii, nu veți avea probleme foarte, foarte grele, nici la partea a treia. O să aveți probleme în care pur și simplu avem de aplicat. Fie o asemănare, fie un criteriu de asemănare, fie dacă am paralele tale, STFA, relații metrice, funcții trigonometrice, adică nu foarte complicate. Nici foarte mult descris, așa, da? Ca să scriem toate detaliile, v-am mai spus, vă uitați și la spațiul pe care îl aveți acolo, că el este în așa fel proporționat ca să ne ajungă pentru o rezolvare completă. Da, problema numărul 5. Citim problema. Dacă sunt reprezentate pătratul ABCD cu AB egal cu 4 radical din 2 și triunghiul echilateral BQE. La punctul A trebuie să arătăm că măsura unghiului CDE este egală cu 15 grade. Da. Punem pe unghiul, vreau unghiul CDE, adică acest unghi de aici. CDE. Lui vreau să arăt că are măsura de 15 grade. Cum vom proceda? Poți spune? Da. ABCD pătrat și triunghiul BEC echilateral rezultă că CD egal cu CE. Sunt da. Toate laturile egale. Da, și de la pătrat și de la triunghiul echilateral. Uite, om să pun așa pe toate. Toate laturile sunt congruente, pentru că au o latură comună pe BC. Da? Unghiul DCE este egal cu 90 de grade plus 60 de grade, adică 150 de grade. Da? Fiind un triunghi isoscel, unghiul EDC este 180 de grade minus 150 de grade supra 2, adică 15. Foarte bine. Așa că vom scrie ABCD este pătrat. Și triunghiul BCE este echilateral. Da? Rezultă din amândouă că AB egal cu BC egal CD egal DA egal BE și CE. Toate laturile sunt egale. Bun. Deoarece DC este egală cu CE. Le revedem aici. Sunt egale. Rezultă că triunghiul DCE este isoscel. Unghiul BCD face parte din unghiul DCB de 90 de grade din pătrat și unghiul BCE de 60 de grade din triunghiul echilateral. Putem să scriem că unghiul DCE este unghiul DCB plus unghiul BCE, adică 90 de grade plus 60 de grade, 150 de grade. Deoarece triunghiul DCE este isoscel, rezultă că unghiul CDE este congruent cu unghiul CED și egal cu 180 de grade minus 150 de grade supra 2, adică 15 grade. Într-adevăr, unghiurile acelea au fiecare câte 15 grade. Și acesta și acesta au câte 15 grade. Da, pentru punctul B, cum să lucrăm? Ce am spus copii că înseamnă distanța de la punctul B
la dreapta de E, ce înseamnă distanța de la un plan? Înseamnă lungimea perpendiculară, dusă din acel punct pe dreapta. Da, pregătim aici și voi vă gândiți un pic, aștept câteva idei. Putem să ducem, bine, e o rezolvare mai complicată, dar să vedem. Mai simplă. Ne gândim împreună. O perpendiculară din E pe AD și o să vină la mijloc. Așa. Și în triunghiul, bine, perpendiculară să zicem că intersectează AD în punctul M. Și așa. În triunghiul EMD calculăm ED. Așa. Fiindcă ne trebuie ED pentru aflarea înălțimii pe care vedeam că o aflăm din metoda ariilor. Adică să scriem aria triunghiului. Așa. Va fi egală cu BD ori DE ori sinusul unghiului dintre laturi, care va fi de 30 de grade. Da, bun. Da, mai avem altă idee. Așa, mai avem și altă idee? Altcineva dintre copii? În primul rând, haideți să vedem distanța de la B la DE, să o construim, da? Ca să vedem despre ce este vorba. Înseamnă perpendiculara din B pe dreapta DE, da? O construim aici, așa, și notăm piciorul perpendicularei cu un M. Aceea este distanța și va trebui în primul rând să scriu despre ea, ce am construit. Da? Punctul B mic fie BM perpendiculară pe DE, rezultă că distanța de la B la DE este BM. Bun. Și acum haideți să vedem. Ne mai spui o dată, te rog, că copiii cred că n-au fost. Mai explică-ne o dată ca să vedem cum să lucrăm. Avem mai multe posibilități, o să mai vedem. Dar încă o dată să ne expui rezolvarea ta. Ar trebui să ducem o perpendiculară din E pe latura AD. Am să și construiesc eu acum. Așa. Din E pe latura AD. Este formată dintr-o înălțime a triunghiului echilateral și o latura a pătratului ar veni. Da. Bun. Dacă notăm aici punctul de intersecție cu latura BC cu o literă, N, și dincolo pe latura AD cu P, da? Putem să notăm aceste puncte. Așa. Și după aceea, PD ar trebui să fie la mijlocul laturii AD. Așa. Dar trebuie demonstrat. Sigur că da. Bun. Aflăm PDE cu teorema lui Pitagora, fiindcă PE, segmentul PE, îl aflăm prin suma segmentelor NE și PN. Așa. Îl aflăm pe DE. Da. Și apoi facem aria triunghiului DBE în două moduri. Așa. Odată cu BM ori DE supra 2. Da. Și odată cu metoda cu sinus. BD ori DE ori sinusul unghiului dintre laturile acelea, BD și DE, care va fi de 30 de grade. E, asta trebuie să demonstrăm iară. Da? Da. Așa. Foarte bine. Haideți să și scriem. Fie EP perpendiculară pe AD și EP intersectată cu BC egal punctul N. Da? Deoarece este perpendiculară pe AD, va fi perpendiculară și pe BC? Da, deoarece AD și BC sunt paralele. Sigur că da. Deci, AD paralelă cu BC și rezultă că EN perpendiculară pe BC. Deoarece triunghiul EBC este echilateral, rezultă EN este înălțime în acest triunghi echilateral și o vom calcula cu formula. Cu ce formulă? Latura radicală din 3 pe 2. Da.
care e egal cu, latura este toate, laturile, am spus, și din pătrat și din triunghiul echilateral sunt acelea, au aceeași lungime, adică de 4 radical din 2. Deci vom avea 4 radical din 2 ori radical din 3 supra 2, simplificăm și ne-a dat că este de 2 radical din 6 centimetri. Bun. PN cu cât este egală? Cu latura pătratului, adică tot cu 4 radical din 2. PN va fi egală cu DC și egal cu 4 radical din 2 centimetri. Așa. Acum, dacă o știm pe PN, prin adunare o putem calcula pe PE, da? Așa, și după aceea, pentru că este aici EN, e perpendiculară pe BC, în afară de faptul că este înălțime, mai este și mediană. Înseamnă că N va fi la mijlocul lui BC, iar P va fi la mijlocul lui AD. Sigur că da. Și hai să vedem. EN egal înălțime în triunghiul BCE rezultă că EN este mediană, rezultă că N este mijlocul lui BC. Așa. Și deoarece PN este perpendiculară, EN o să fie BN o să fie congruentă cu AP, putem să spunem că și P este la mijlocul lui AD. Așa. Și atunci o să fie acolo DP va fi egal cu AD pe 2, adică de 4 radical din 2 pe 2, de 2 radical din 2 centimetri. Bun. Putem să o calculăm și pe PE prin sumă, le-am calculat pe NE este de 2 radical din 6, PN e de 4 radical din 2 și prin adunare îl calculăm pe PE și apoi să-l găsim pe DE. Da. Bun, hai să mergem mai departe, să vedem. Așa, deci ne-a dat nouă că NE este, să ne scriem pe desen, 2 radical din 6, acesta este de 4 radical din 2. Așa. Bun. Deci, PE este PN plus NE, care e egal cu 4 radical din 2 plus 2 radical din 6 centimetri. Și acum am spus că să-l calculăm pe DE, da? Hai să vedem cine mă ajută în continuare. Trebuie teorema lui Pitagora în triunghiul EPD. Așa, te ascult. În triunghiul. În triunghiul EPD, unghiul P egal cu 90 de grade. Da. Și atunci PD la pătrat egal cu PE la pătrat plus PE la pătrat egal cu DE la pătrat. Da, o să scriem întâi DE la pătrat este DP la pătrat plus PE la pătrat. Așa. Rezultă că DE la pătrat va fi egal cu. Înlocuim. Hai să vedem. Haideți. Va fi egal cu 2 radical din 2 totul la pătrat plus 4 radical din 2 plus 2 radical din 6 totul la pătrat. Așa. Care, ia să vedem noi ce ne dă aici, va fi egal cu 8 plus și la al doilea termen eu l-am descompus, adică l-am dezvoltat. L-ai dezvoltat. Bun, îl dezvoltăm.
Putem să scoatem și un factor comun, dar putem să-l dezvoltăm. Și vom avea 32, adică 4 radical din 2 la pătrat. Da. Hai să scriem pentru toți copiii, să scriem toate detaliile. 4 radical din 2 totul la pătrat plus 2 ori primul ori al doilea. 4 radical din 2 ori 2 radical din 6. Da. Plus 2 radical din 6 totul la pătrat. Da. Care e egal cu? 8 plus 32 plus 16 radical din 12. O să mai scoatem factor de sub radical aici. Da. Plus 24. Da. Care e egal mai departe adică cu? Este 64 plus 16 ori 2 radical din 3. Da, aici am avut 2 radical din 3, 16 ori 2 este 32 radical din 3, da? Așa, aici 64 plus 32 radical din 3 este DE la pătrat, da? Ce făceam noi acum? DE cu cine va fi egal? Cu radical din radical acesta. 64 plus 32 radical din 3. Așa, și... cum facem ca să scoatem acest radical? Ce făceam noi, dacă mai țineți voi minte, cu niște radicali din aceștia dubli? Încercam să-i scriem într-o formulă. Așa, da, ca un binom la pătrat încercăm să scriem, da? Bun. Și haideți să vedem. Am să șterg aici și îmi rămâne doar DE la pătrat și cu ocazia asta ne mai aducem aminte și radicalii dubli. Deci am să scriu aici că DE este radical din 64 plus 32 radical din 3. Și să vedem cum vom proceda. Cine își mai amintește cum procedam noi ca să scriem expresia aceea de subradical sub forma unui binom la pătrat? Scriam că a pătrat plus b pătrat e 64 și 2ab e 32 radical din 3. Foarte bine. Așa că, atenție, am să scriu a, eu vreau să scriu ca radical din a plus b totul la pătrat. Și a plus b totul la pătrat, ne aducem aminte că este a la a doua plus b la a doua plus 2ab. Prin identificarea acestor termeni, avem că a la a doua plus b la a doua este 64, iar 2ab este 32 radical din 3. Începem de la cea de-a doua relație și împărțim aici printr-un 2. Rezultă că ab este, cât obținem aici? 16 radical din 3. Da? 16 radical din 3. Și acum ia să vedem noi, dacă noi avem două numere care înmulțite ne dau 16 radical din 3, iar suma pătratelor lor este 64, care ar fi acele numere? Pot fi 4 radical din 3 și 4. Hai să vedem. A egal cu 4 radical din 3 și B egal cu 4. Înmulțite îmi dau 16 radical din 3 și dacă facem suma pătratelor lor, aici obținem 16. 48. Da. Hai să facem și verificarea aceasta. A la pătrat plus B la pătrat este 4 radical din 3 totul la pătrat, care este 48, plus 16, care este într-adevăr 64. Perfect. Și atunci, înseamnă că, întorcându-mă aici, eu pot să-l scriu ca radical din cât? Haideți, mergem în continuare. 4 radical din 3 plus 4 la pătrat. Da? Așa. Care acum putem să scoatem, la care putem să scoatem de sub radical? Am să șterg aici ca să mergem în continuare, să-l calculăm pe DE. Va fi egal cu, nu uităm că atunci când scoatem de subradical este cu modul, dar numărul de subradical se observă că este pozitiv. O să-i punem modul ca să nu uităm că de fiecare dată când scoatem radical din ceva la pătrat este modul de acel ceva. Am modul de 4 radical din 3 plus 4, care înseamnă 4 radical din 3 plus 4. Putem să scoatem și factor comun pe 4
pe lângă radical din 3 plus 1 centimetri. Și l-am găsit pe DE. Am baza pe care am dus înălțimea în BM și acum hai să vedem cum facem noi ca să găsim și unghiul. Voi duce și pe BD, așa, și mi-ar trebui aici să-i găsesc area triunghiului BDE, în care BM este înălțime, într-un alt mod, cu o altă formulă. Și colega voastră ne-a spus despre o formulă. Mai spui o dată, te rog? Cosinus BD ori DE ori sinusul unghiului dintre laturi. Bun, hai să vedem cum aflăm unghiul. Nici pe BD nu-l cunoaștem, dar îl putem calcula imediat. Și unghiul dintre laturi, BDE. Cum îl aflăm pe BDE? Unghiul BDC e 45 de grade și unghiul EDC e 15 grade. Așa. Și atunci unghiul BDE se află prin diferență 45 minus 15, adică 30 de grade. Foarte bine. Deci, ABCD pătrat și BD egal diagonală rezultă că unghiul BDC are 45 de grade, unghiul format de o latură cu o diagonală, așa cum am spus și mai devreme. Acum, prin diferență, aflăm unghiul BDE. Unghiul BDE este unghiul BDC minus unghiul EDC, adică 45 de grade minus 15 grade, 30 de grade. Bun, iar BD, copii, cu cât o să fie egală? 8 cm. Pentru că este diagonală în pătrat și este, are formula latura radical din 2, va fi 4 radical din 2 ori radical din 2, 4 ori 2, 8 cm. Putem afla acum cu formula de care am spus mai devreme, area triunghiului BDE. Area triunghiului BDE este latura 1, adică BD, ori latura 2, DE, ori sinusul unghiului dintre laturi a unghiului BDE, supra 2, care e egal cu, înlocuim, 8 ori DE, pe care tocmai ce l-am calculat mai devreme, 4 pe lângă radical din 3 plus 1, ori cât este, copii, sinus de 30 de grade? 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Atenție că nu e cu radical. Ori 1 pe 2. Totul supra 2. Am voie să simplific numărător cu numitor. Acest 8 care e numărător cu acest 2 care e numitor, sus îmi rămâne 4. Îl mai pot simplifica pe 4 cu 2-ul de la numitor și îmi rămâne aici 2. Și am obținut că area este, cât ne dă copii aici? 8 pe lângă radical din 3 plus 1. Da. Centimetri pătrați. Dar tot area acestui triunghi o să-i scriu cu baza și înălțimea corespunzătoare pe care eu vreau să o calculez. Area triunghiului BDE este egală cu baza DE ori înălțimea BM supra 2. Înlocuim tot ceea ce cunoaștem. Area o știm. Rezultă că 8 pe lângă radical din 3 plus 1 egal DE, care era 4 pe lângă radical din 3 plus 1 ori BM supra 2. Putem să simplificăm aici pe 4 cu 2, ne rămâne 2. Rezultă că BM va fi egal cu 8 pe lângă radical din 3 plus 1 supra 2 pe lângă radical din 3 plus 1. Se simplifică paranteza, se simplifică și 8 cu 2 și mi-a dat că BM este de 4 cm. Da. Bun. Acum, copii, să vedem și o ultimă problemă de geometrie. Așa.
Problema 6, pe care o citim și să vedem cum o rezolvăm și pe ea. În figura arătată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată V, A, B, C, D, cu baza A, B, C, D, A, B egal cu 12 cm și V, A egal cu 2, radical de 34 de cm. Punctul O este intersecția dreptelor A, C și B, D, iar punctul M este mijlocul mâchiei V, D. Arătați că dreapta O, M este paralelă cu planul V, B, C. Așa. Ia să vedem noi cum putem arăta la punctul A. Întâi ne aducem aminte când o dreaptă este paralelă cu un plan. Când este paralelă cu o dreaptă inclusă în acel plan. Ia să vedem noi cu cine putem demonstra că este paralelă OM. Hai să vedem de ce. Într-adevăr, OM e paralelă cu VB. De ce? M e mijlocul VD, O e mijlocul VD, înseamnă că OM, triunghiul VD până OM e nemijlocie, OM e paralel cu VB și mai ales e VB. Bun. Și VB e inclusă VBC, înseamnă că OM e paralel cu VBC. Corect. Atenție, în triunghiul DVB, vi l-am citit așa ca să fie cu vârful în D, eu am pe M la mijlocul muchiei DV și pe O la mijlocul muchiei DB. Asta înseamnă că segmentul OM unește mijloacele a două laturi, deci va fi linie mijlocie în acel triunghi. În triunghiul DVB, M este mijlocul lui DV, iar O este, aici ar fi trebuit să spunem noi că O de ce este la mijlocul lui DB, mijlocul lui DB. Haideți măcar să nu știm. Pentru că este piramidă patrulateră regulată, înseamnă că are la bază pătrat. Și pentru că în acest pătrat AC și BD sunt diagonale, ele se intersectează în punctul O, rezultă că O e la mijlocul lui DB. Rezultă că OM este linie mijlocie în triunghiul DVB. Rezultă că OM, așa cum știm, linia mijlocie este paralelă cu baza, cu VB, dar VB este inclusă în planul VBC, rezultă că OM este paralelă cu tot planul VBC, pentru că este paralelă cu o dreaptă din acel plan. Ne uităm acum către punctul B. Să vedem cum găsim noi distanța de la punctul M la planul VBC. Idei. Calculăm distanța de la punctul O la planul VBC. Foarte bine. De ce? Fiindcă MO este paralelă cu planul și atunci distanța de la M la plan este egală cu distanța de la O la plan. Foarte bine. Foarte bine. Pentru că avem o dreaptă paralelă, distanța de la orice paralelă la acel plan este aceeași. Bravo. Corect. Și pentru a calcula distanța de la O la plan, ce vom aplica noi copii aici? Reciproc a doua a teoremei celor trei perpendiculare. Bun. Cum vom proceda? Ia să auzim. Luăm mijlocul laturii BC. Așa. E un punct acolo. Aici punem N, că n-am avut N, da? Așa. Și atunci ON va fi apotemă în pătrat și va fi perpendiculară pe BC și jumătate din AB. Da. Și VN va fi și ea perpendiculară pe BC, deoarece N e mijloc și triunghiul VBC este isoscel. Da. Putem arăta că VN e perpendiculară și pe BC și cu teorema celor trei perpendiculare. V-am mai spus și altă dată. Bun. După aceea aducem o perpendiculară din O pe VN. O notăm OP, da?
Și apoi scriem că OP perpendicular pe VN, VN pe BC, BC da. Pe ON și incluziunile. Da, acesta este cazul cel mai simplu de a calcula distanța de la centrul bazei la o față laterală, numai că aici era foarte important să știu că distanța de la M la fața aceea este aceeași cu distanța de la O, pentru că sunt pe o dreaptă paralelă cu acel plan. Foarte bine, o să și justificăm imediat. Deci, OM paralelă cu planul VBC rezultă că distanța de la M la planul VBC este aceeași cu distanța de la O la planul VBC. Bun. Acum rămâne să ne concentrăm pe a calcula distanța de la O. Mai întâi, fie N egal mijlocul lui BC. Rezultă că ON este apotema în pătrat. Rezultă că ON perpendiculară pe BC și ON este AB pe 2, pentru că, sau latura pe 2, latura pătratului pe jumătate, adică 12 pe 2, 6 cm. Am calculat-o pe ON de 6. Acum, în triunghiul VBC, isoscel, N este mijlocul lui BC, rezultă că VN este și înălțime. Și asta înseamnă că VN este perpendiculară pe BC. Acum voi construi pe OP perpendiculară pe VN. Scriem ce am construit aici. Așa. Fie OP perpendiculară pe VN. Am una dintre perpendicularitățile de la reciproca 2. Și în continuare îmi spuneți voi toate relațiile de care am nevoie când aplic reciproca 2. Vă ascult. Hai, mergem mai departe cu VN, că am rămas la VN, da? VN e perpendiculară pe BC. Apoi mă întorc la punctul exterior O și spun cine este perpendiculară pe BC, adică ON perpendiculară pe BC. Și de ce mai am nevoie să mai scriu aici? BC și VN incluse în planul VBC. Da, două incluziuni din planul la care vreau să găsesc distanța. VN și BC incluse în planul VBC. Rezultă, conform reciprocei 2 a teoremei celor trei perpendiculare, că OP este perpendiculară pe planul VBC, rezultă că distanța de la O la planul VBC este OP. Cum o calculăm această distanță acum, copii? În formula catete 1 ori catete 2 supra ipotenuză în triunghiul dreptunghic VON. Da, despre care bineînțeles că vom demonstra că este dreptunghic. Noi cunoaștem aici pe VA de 2 radical din 34 cm, da? Și ne trebuie acum și înălțimea VO, dar și înălțimea din fața laterală, care înseamnă apotema piramidei, VN. Cum să procedăm? Deci am justificat cine este distanța, partea de geometrie, de justificare geometrică am depășit-o, urmează partea de calcul. Unde vom lucra? În triunghiul VBN. În triunghiul VBN, în care cunoaștem pe BN cât este? VB. Așa. Și VB. BN e 6. BN este de 6 pentru că toată latura pătratului de la bază era de 12, iar N am spus noi că este la mijloc. Bun, tocmai ce am demonstrat că VN e perpendiculară pe BC, deci putem să lucrăm în acest triunghi direct în triunghiul VBN. Precizăm unghiul drept, unghiul N egal 90 de grade, rezultă prin teorema lui Pitagora că
VB la pătrat egal cu VN la pătrat plus BN la pătrat. Rezultă că, înlocuind tot ceea ce cunoaștem, 2 radical din 34 la pătrat, care este VB și este egală cu VA, este egal cu VN pe care nu o cunoaștem la pătrat, plus 6 la pătrat. Rezultă că VN la pătrat va fi egal cu, cât obținem aici 2 radical din 34 la pătrat? 136. 136. Cum l-ai calculat? Explică-ne. Am ridicat 2 la pătrat, adică 4, și pe radical din 34 la pătrat, adică 34. Bun. Și 4 ori 34, 236. Minus 6 la pătrat, 36, ne-a dat 100. Asta înseamnă că VN este radical din 100, adică 10 cm. 10 cm este VN. Mai am să o aflu pe VO. Cum o găsesc pe VO? Demonstrăm că triunghiul VON e dreptunghic și facem Pitagora în el. Sigur că da. Hai să vedem. Întâi demonstrăm că e dreptunghic și apoi cu Pitagora mi-l calculez pe VO. Hai să vedem cum demonstrăm. Am făcut demonstrația asta de 10 de ori. VO este înălțimea în V apucându și pică perpendicular pe mijlocul pătratului. Pe planul ABCD. Da? Iar ON este inclusă în planul ABCD. Rezultă că VO e perpendiculară pe ON. Rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că VN la pătrat este VO la pătrat plus ON la pătrat. Rezultă că înlocuim 100 egal cu VO la pătrat plus 36. Rezultă VO va fi radical din 100 minus 36, radical din 64, adică 8 cm. L-am aflat și pe VO de 8. Și acum am toate laturile, pur și simplu mai am să-l calculez pe OP. OP care este cateta 1, VO, ori cateta 2, ON, supra ipotenuza VP, va fi egal cu 8 ori 6 supra 10, care înseamnă 48 pe 10, pe care pot să scriu și 4,8 cm. Nu uităm la final să scriem și că distanța de la M la planul VBC este egală cu OP și egală cu 4,8 cm. Egală cu distanța de la, dar asta mai scris o dată, că e distanța de la O la planul VBC. Bun. Și cu aceasta ne-am încheiat un nou test de antrenament. Săptămâna viitoare, așa cum v-am spus, vom mai face un test de antrenament, dar veniți și cu întrebări legate de ce ați găsit voi acolo, unde ați mai avut, la ce capitol ați avut probleme, cine mi-a spus că ar avea ceva din alte culegeri. Eu aveam o problemă dintre aceea cu distanța, timpul parcurs de un automobil. Adică era de subiectul 2. De subiectul 2. Bun, vii cu ea și o discutăm. Ne-o spui data viitoare. Eu mai, voi mai veni și cu niște probleme, v-am spus, mă interesez să mai rezolvăm de la funcții câteva probleme, de la expresii algebrice cu numitor și la geometrie am trecut prin majoritatea tipurilor de probleme, dar de la corpuri rotunde vreau să mai facem vreo două probleme. Da? Voi, dacă aveți întrebări, vă rog să veniți cu ele, pentru că ne apropiem cu pași repezi de evaluare. Săptămâna viitoare vom mai lucra în program normal. Peste două săptămâni, știți foarte bine că sunt acele zile libere și n-au fost în program, deci vom lua o pauză în weekendul care urmează, atunci de 1 iunie. Ne mai întâlnim după, când intrăm în linie dreaptă, în luna iunie, înainte de examen, în program normal, sâmbătă și înainte de examen, încă două ședințe, parcă mai avem în luna iunie. Da.
Bun, deci săptămâna viitoare, copii, vă rog să-mi veniți cu întrebări și în limita timpului vom răspunde la ele. Da? Bine, ne vedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Da? La revedere. Ascult. N-aud. Înseamnă că punctul trebuie să fie perpendicular cu dreapta inclusă din acel plan. Încă o dată, punctul nu e perpendicular, o dreaptă e perpendiculară. Deci dacă o dreaptă e perpendiculară pe un plan, VO e perpendicular pe planul ABCD, ea este perpendiculară pe orice dreaptă inclusă în acel plan. În cazul nostru, o ne fiind inclusă în plan, e perpendiculară și pe ea. Și atunci VO fiind perpendiculară pe ONE, aici se formează un triunghi dreptunghic. Întotdeauna v-am spus că triunghiurile dreptunghice pe care le folosesc, trebuie să demonstrez despre ele că sunt dreptunghice. Da? Bun, dacă nu mai avem și alte întrebări,